acolo, jos la ecterie, vedeți franjurii scrimicioșii care arătână de grumaji preotului. Dar peste epitrahie, episcopul poartă monforul, cu acei franjuri care sunt preoții se. Deci episcopul îi poartă și pe preoți, îi poartă și pe credincioși. Așa cum preotul, numele episcopului, îi poartă pe credincioși. Iar episcopul, la rândul său în comuniune, în sinodalitate, trebuie să fie ascultător în hotărârile care se iau pentru mântuirea noastră în biserică. Hristos a făcut pildă de ascultare. Ascultător datului până la moartea pe cruci. Așa trebuie să fim și noi, ascultători în toate. Ascultători în toate. Și pentru mântuirea noastră, ascultători de duhov. Întrebare interesantă. E recomandat să schimbă duhovnicul dacă nu mai avem încredere în duhovnicul actual? E normal să mă lupt cu gândurile rele care îmi vin despre duhovnicul meu, chiar dacă acestea persistă și după ce le-am spovedit? Câte greșeli se ierd duhovnicului nostru? Pun și o întrebare. A spovedit duhovnicului gândurile și greșelile pe care îi le reproșați. Ar fi bine să îi le mărturisiți și să vă îndemne. Așa cum e mai bine. Eu l-am cam model pe Preasfințitul Vasile. L-am vizitat acum la spital, să vă rugați, că însemnătoșirea sa este temeinică din la Preasfinte Trei. E nașul meu de călugărie, m-a luat somatie. El fiind devenit călugări la aceeași mănăstire în care am fost călugării și eu. Mănăstirea Sfântului Botezătorul, de lângă Alba Iulia. Și Preasfințitul, atunci când întâmpina nemulțumiri din partea fiilor sufletești, spunea cu toată sănătatea, mergeți în altă parte. Încercați cu toată zbărea. Și unii mai încercat, dar tot la dumnealui se întorcea. Un penitent a mers la Pâle Teofil, părinte, probabil că v-a spus de multe ori Pâle Teofil, tot la această tribună, vedeți? Vă reamintesc, dacă nu știți, Părintele zice la spovedanie, am încercat mulți duhovnici. Ia încearcă-mă și pe mine acum. Și apoi am întrebat, dar și m-am încercat, dar a rămas la mine. Cineva întreabă, cât de amănunțită trebuie să fie mărturisirea unui păcat? Dar vedeți, Sfinții Părinții ai Bisericii ne spun ca să nu intrăm în amănunte. Să mărturisim păcate la modul general. Însă dacă e nevoie să întrebați cu de amănuntul, să întrebați doar pe duhovnic fără să intrați în prea multe amănunte care sunt tulburătoare. Sunt tulburătoare. Cum putem scăpa de obișnuință față de anumite păcate foarte frecvente, săvârșite? De exemplu, mândria. Să nu păcătuim și să ne pocăim totuși pentru ele de fiecare dată. Pe vârful muntelui să nu amețești, iar fundul prăspastii să nu desnădăjduiești. Dar e mai periculos pe vârful muntelui. Părintele Rafael Reca ne spunea de un alpinist care avea această derincere de a curăța zgârie norii în America, blocurile zgârie norii. Și undeva la o înălțime foarte mare, s-a rupt frânghia și a căzut. Dar a strigat către Dumnezeu atunci. Și Dumnezeu l-a ascultat, că tocmai trecea un trailer cu saltele relaxe. Dar nu totdeauna avem acest privilegiu. Dacă încercăm să avem o trezvie continuă, asemănătoare cu Sfântul Ioan de Kronstadt și vedem și cele mai mărunte greșeli, cum ar fi folositor să acționăm? Să ne cerem iertare de fiecare dată celor cărora le-am greșit? Mă gândesc că e posibil să-i sufocăm duhovnicește. Iertare la modul general. Păi am învățat în copilărie, nu? Iertare la toți, înainte de a merge la slujbă, de a face rugăciune. Eu folosesc desul cuvântul iertare. Am învățat de la Suceava, la seminar, cu iertare. Vedea pe înaltul pime că totdeauna iertare. N-am prea simțit doar învățat ca de seminariști, iertare. Și eu am dovedit aceasta de când era seminarist. Și se amuză, n-am prea simțit, doar atunci mai zicea câteodată, mă mai gândesc.
Dar aprecia acest lucru, fiindcă și Nardo de mic a crescut în acest duh. A ascultat și iertării. Mama lui îl învăța, desigur ne spunea de la amvon, dragul mami, iertare și sărută mâna părintele, că nu săruți mâna, ci săruți fara. Și apropo de aceasta, am devenit preot slujitor. A fost o mare bucurie să ajung dincolo de catapeteazmă, Sfânta Sfintelor, și am mers să slujesc pentru prima dată satul meu natal, Spermezeu, Năsăudului. Și am început să scriu pomenice, foarte multe pomenice. Eu am ca model acum pe Sfântul Iulian Maximovici, am ajuns la casa lui și eu nu știam de asta, dar mă regăsesc cumva în slujirea Sfântului Iulian Maximovici, că nu mai încăpeau miritele pe Sfântul Disc pe care le scotea și pomenice pe care le scotea de peste tot, toate buzunarele Sfântului. Și vreau așa mă regăsesc și eu când ajung prin parohii, că sunt și discurile mai mici, că nu avem discuri foarte mari, că sunt discurile pentru liturghiile, vreau să lucrurilești preoții. Și nu mai încap părticel la proscomidie, cu bucuria de a pomeni pe toți, ci pe cei care telefonează, cei care îmi trimit e-mail-uri, cei pe care îi întâlnesc în parohie, cei pe care îi spovedesc în ajun. Și vin și cu bucurie și cu necaz și pe toți îi scriu și încerc să-i amintesc, că teorii mei, câteodată îmi amintesc și în timpul penetrită, ea le mergi la proscomidie, ea. Câteodată mi-aduc amintesc și la hieruvic și atunci mai scot repede pentru ei. Și apoi pun ultimele părticele, înainte de ieșirea cu darul, pentru cei pe care o să-mi aduc aminte în timpul slujirii, să punem pe fiecare, ca Dumnezeu să-i pomenească și să iasă la lume. E foarte important să ne pomenim. Și ajungând preot, am mers în sat, am început să scriu. Toți ce dragi, unchi, mătuși, prieteni, s-au putea și scriam. Și am primit o lecție extraordinară de la bătrâni. Scriam pomene cu numele, așa, și la final, pentru sănătate, ajută. Pentru iertare de păcate. Vedeți? Trăim în această societate secularizată în care nu mai conștientizăm păcatul. Ne gândim la orice, la toate problemele sociale pe care le avem, dar nu asta ne rezolvă Hristos mai întâi. Hristos a venit să ne mântuiască, celelalte se rezolvă la sine. Ajută Dumnezeu să ieșim la limba. Mai întâi trebuie să fim iertați de Dumnezeu și iertați de cei din jurul nostru. Acesta este mare. Care ne aduce toată bucuria și tihna în viața de zi cu zi. Și mi-a dat bătrânul o lecție pe care deseori o transmit preoților și credincioșilor, mai ales în Occident, unde aproape că se subțiază tot mai mult conștiința păcatului. Subțindu-se aceasta, aproape dispare și dorul de cer, dorul de mântuire, dorul de Hristos, dorul de viața veșnică. Nu mai dorim viața veșnică, dacă mai avem această conștiință, că suntem neputincioși. Cu păcatele mai mari, mai mici, câte le facem, toate se adună, dar avem nevoie de iertarea lui Dumnezeu. De aceea, pentru a obține iertarea lui Dumnezeu, trebuie să fim iertați cu cei din jurul nostru. Păi ne spune Mântuitorul Iisus Hristos că nici darul, ofranda pe care o ducem la altar nu este primită dacă suntem în dușmănie cu cei. Dacă nu suntem iertați sau nu cerem iertare, ci uneori nu primim. Cineva în vârtoșarea inimii nu e dispus să dea iertare. Dar noi, cel puțin o cerem, cu toată umilința și cu toată sinceritatea, am greșit, mai mult, mai puțin, nu contează. Iartă! Ca și Dumnezeu să ne ierte. Și vedeți, Mântuitorul, rugăciunea scurtă pe care ne-a lăsat-o moștenire, Tatăl nostru, și ne iartă nouă greșeală pe cum iertă noi greșiți. La o spovedanie mi-a mărturisit un preot, m-am fiorat și eu, dar a spus-o până la urmă, ca să ne folosim, că a venit o credincioasă care a de o mare dușmănie cu vecina. Dar bine, Lele, chiar pe acolo în zona noastră, bine, Lele, dar cum zici Tatăl nostru și ne iartă greșit pe cum iartă? Auziți, Părinte, eu peste cuvintele astea sar. Era atât de împărtășată, săraca. Și bine, cel din urmă s-a împăcat și asta și-a revenit. Nu putem să ne dobândim liniște și știa și bucuria pe care o dorim dacă nu suntem iertați cu cei din jurul nostru sau dacă nu cel puțin cerem iertare celor în fața cărora greșim sau putem greși sau chiar dacă credem că nu am greșit, dar suntem îndatorați,
Dacă ne dorim o viață domnicească intensă, să cerem tuturor iertare. Ca și Dumnezeu să ne ierte. Cineva pune problema la obișnuințe de cerere tare, încât nu mai este trăire și sinceritate, ci o obișnuință și oamenii pot să nu mai ia în serios, dacă noi toți zicem iertare. Dar acum, nu tot timpul, știți? În tot timpul așa, să devenim roboți. Dar cu măsură, blagoslovii și iertați. Știm din mănăstire. Blagoslovii și iertați în toată. De multe ori cei care cer așa iertare, îți luați în râs. Îți țin minte că ziceam părintele de la schimbarea, de la rejor, de la Sfinții Parascu, de la Înșelerați, sau ori. Și ziceam, la început, fiecare sluși, la sfârșit. Și el zicea, părinte, pune-ți dăbliță cu iartă, mă, și nu mai trebuie să te-o schimbi. Eu i-aș fi răspuns, da, părinte, cu bucurie, că mi-e mai ușor, așa. Nici el nu avea ajuns la măsura care potrivită ca să, cum să zic, să primească acest cuvânt. Dar merge mai înainte, ca la mântuire. Tinerii din țările nordice sunt interesați de religie. Studiile vorbesc despre o slabă primire a credinței și interesul pentru cele mai care mai înaltă cu lumea. Da. E mila lui Dumnezeu, deci și tineri convertiți la ortodoxie, danezi, suedezi, nordice, pe care i-am adus în România, într-o tabără de iarbă pe care am organizat-o la Caraiman. Am fost foarte impresionat de mănăstirile în care s-au închinat, de căldura celor de acasă. Dar majoritatea sunt în căutare de sine și trăiesc această angoasă perpetuă a unei vieți fără Dumnezeu. Ne rugăm pentru aceștia și facem cât putem. Acum, în preajma Crăciunului, facem misiune prin colindă. Avem grupuri de colindători, așa cum sunt grupurile ASCOR, pretutindeni în țară și grupuri studențești de tineri. Avem și grupurile noastre și mergem cu colinda. În instituții sociale, în închisori, la persoane particulare, mai ales la cei care sunt singuri. Organizăm concerte în bisericile parohiale. Căutăm în toată vremea să mărturisim pe Hristos, mai ales prin puterea modelului. Cineva zice, foarte multe formații de muzică satanistă provin din țările scandinave. Găsiți o explicație? Nu știam acest lucru. Sigur, necredința în care se află tinerii cu precădere, dar și adulții, în aceste ținuturi mai umbroase, mai reci, și la propriu și la figură, nu știam de acesta. Foarte mulți, probabil, de întrebarea multor tineri din străinătate. Ce anume să facă privilegii ce lucrează în străinătate, dacă cea mai apropiată biserică ortodoxă este la sute de kilometri de departare? Aceștia au șanse de mântuire? Categoric au șanse de mântuire. Avem această experiență cu persoane care trăiesc la depărtare de sute de kilometri, însă Dumnezeu le ajută să ajungă înaintea celor care locuiesc mai aproape, la Sfintele Slujbe, cel mai multe ori. Nu în fiecare duminică, dar ajung înaintea celor care locuiesc aproape. Pentru că aminte că erau, acum au biserica lor proprie, erau câțiva săteni la mine, la Spenezeu, care trăiau la mare distanță de biserică și erau primii totdeauna în dimineață, duminică dimineață, la slujbă. Înainte de a începe utrine, erau cu un biseric. Răsplata este mult mai mare pentru cei care parcurg distanțele mai mari. Sub oblăduirea unui duhovnic și urmând pe calea mântuirii, mergând înainte, pe această cale, am șansă de asta. Cum putem ierta pe cineva din inimă? Dacă le evităm și evităm acea persoană, înseamnă că nu am iertat? Trebuie să cerem iertare persoanei față de care am greșit și